Da, o schimbare. Hai să vedem cum arată ea în totalitate. Să ascultăm și părerea juraților. Nadina, gata, vino! Când te întorci pe stilero, dai cu parfum de atracție magnero. Toți te admire, talentă perfectă. Bravo, ai stil. Bravo, ai stil elegant sau ghetto. Stilul tău poartă ce stil de vedetă. Formele tale te pus pe copertă. Bravo, ai stil. Fanii toți sunt leșinați. E dependentă de priviri. Ai văzut-o pe la știri. Dar ce vrei să-i faci, Moris? Vorbește cu Combrac. Mine. Adică îi faci să-i arăt că nu știe să facă styling. Și să-i arăt că ce-a purtat până acum era făcut de altcineva. Tu nu-ți faci singură ținutele niciodată în viața asta. Și sper ca publicul să vadă lucrul acesta. Ilinca, îmi pare rău, sincer, mă simt foarte prost pentru această situație. Nu ne mai prosti! Era atât de asemănătoare ținuta cu care te-am trimis în Ritaci. Cum să nu te regăsești? Nu voiam să mai spun nimic, Ilinca, vă mulțumesc! Nadina? Bună seara, Ilinca. Ce facem astăzi? Unde mergem? Unde mergeam? Cu ținuta anterioară. Nu mă așteptam să mă întreb o poveste la asta. Merg la un suc, merg la un cocktail. La un suc, la un cocktail. Da. Unde să mergem când avem unde să mergem? Să mergem la să fie suc. Drumul cu oameni, exact. Da. Ce zici, Cristina Mihaela? Ce să zic? Păi zici ceva? De ținuta Nadinei, nu? Despre vremea de afară, despre ce vrei tu? Să știi că eu sunt foarte bună și atunci când prezint meteo. Da? Da. O să facem exercițiul acesta, dar deocamdată despre ținută, da. Nu-mi place ținuta Nadinei. În primul rând, nu-mi place că a luat din nou acei jeans pe care i-a purtat și atunci când am intrat în Ritaci Studio. Nu-mi place absolut deloc cureaua pe care ai decis să o pui. Preferam să-ți coși sacoul dacă tot aici, fără să pui o altă curea, sau dacă ar fi fost o curea neagră simplă, poate se vedea mai bine. Mi-ar fi plăcut să porți o fustă creion. Avem măritaci una la acest sacou. Nu-mi place, absolut deloc nu-mi place. Și mi-aș fi dorit să faci mai mult, pentru că eu am încredere în tine. Am avut câteva variante și știam la fiecare ce o să fie de comentat. Și nu, sincer, nu. Am probleme cu partea de jos. Partea de sus îmi găsesc lucru care pot să mai jonglez, dar în partea de jos nu găsesc absolut nimic. Până și acești, această pereche de jeans îmi iese foarte mare. Auzi, puiule, în ex-Nadinei. Nadinea, unul la mână avem lucruri noi, doi, Irina are cam aceeași dimensiuni ca și tine, doar că este mult mai înaltă. Nu este adevărat, Luca. Ba cum să nu? Tu ce mărime porți, Irina, ce mărime poartă, că vedem XS, și noi la ochi. Nu, sunt 2XS. Se vede că ești 2XS. Irina este la fel de slabă ca și tine, doar că este mult mai înaltă, dar în rest n-are cum să nu vină hainele Irinei și ție nu. A, și Irina e mai mare decât 36. Tine. 36, există mărimea 36? Irina, cred că este un 34 sau 36. Avem 34 jeans. 37 există. A, tu vorbești de jeans sau de pantofi? 37, există cea mai mică mărime. Pantofii sunt problema la ținută, de asta vorbești. Nu, e vorba de partea de jos, dacă degeaba ai găsești o fustă, am găsit o fustă, nu am găsit sandale, avea un detaliu cu niște șlițuri care nu se potriveau absolut deloc și știam că o să fie comentate. Deși găsisem o variantă ca să fac altceva, dar știam că o să fie dragă, ia stai, dragă. Hai să-i oferim o șansă să mergem să fie pantofi. Stați voi aici că mă duc eu un pic până acolo și mă întorc în secunda asta. Cât porți la picior, dragă? Cât porți, dragă, la picior? Are în șold cât Irina. Dar nu de picior, nu de pantofi, Moris, e vorba. De partea de jos. De tot, de tot. Ia stați, dragă, așa că vă glășbiți aici cu... Ia să văd eu ce se întâmplă aici. Sunt o grămadă de haine. Ia. Da. Ia. Ce-i dragă ăsta? Ia uite, avem un pulovăraș. A, dragă, sunt o grămadă de variante. Ce mai avem aici, fetelor? Pantalonii sunt în stânga. O fustă. A se reține că nici măcar nu știu exact ce este aici. Le iau la prima glăjbeală, da? La primul ochi. La primul ochi. Și o bluză. Așa. Hopa, hopa. Penelopa. Păi da, sunt chestii noi, v-am spus că da, sunt. Da. Ia o latexă. No, nu, fără latex asta. Putem încerca chiar și cu asta. Vreau să vină concurenta acum aici.
Nadina, adică, da? Da. Ok, Nadina, te rog, în ritaci. Dar ce vrei să-i faci, Moris? Vorbește cu mine. Brac. Adică îi faci să-i styling. Arăt că nu știe să facă styling și să-i arăt că ce-a purtat până acum era făcut de altcineva. Poți să merg să-i ajut? Mai sunt câțiva pantofi pe acolo. A, nu, nu, Cristina, că se descurcă. Mori să-i vede acolo. Măsura 36 vreau să știu. Mai sunt pantofi cu tine. Să-l ajute pe Moris ca să meargă mai repede. Nadina, stai o secundă, te rog. Doar să-l ajute, doar să-l dea niște informații. Ia, dragă, unde? În cutiile astea? Aia de sub, da, cutiile aia de sub haine. Opa, așa, și iar așa, foaie verde, nu pleca. 36, ziceți voi. 36. Ai lasă că a mers ea Valeria și pe 39, purtând 36. Da, nu vreau lasă. Să fim cârcotași. He. Uite, sunt aici. 36? Imediat. Ah! Nu dă rămas ritaciul. Uite, astea știu că erau 36. Așa. Așa, mai avem aici imediat. Astea? Alea 38. Stai că vreau să o schimb eu. Da. Să-i spun ce da, să pună, ce să pună. Nu, altceva. Astea uite, sunt 36. Și astea sunt 36. Care? Și astea, la fel? Alea sunt 37. Hai, mergem. Hai să încercăm cu astea. Mamă. Hai. Nadina, vino un pic, puiule. Uite, Ioan, să-ți dau ție această fustă. Care surpriză o încape. Am să te rog să spui și acest top, dar repede ca să mergem în platou aia. Mamă, dar cât îi dai pe ea, Moris? Ajut? Leire. Și sandalele. Nadinaș. Uite-le aici. No. Dar ce faci, Nadina, puiule? Nonca pe fusta. Zici că ți-am dat vreo crinolină. Aha, nonca pe fusta. Vrei să intru să te ajut? E puțin mică. Nu poartă totuși dublu XS. Măi, Cristina Mihaela, ce face concurenta acolo? Păi vreau să intru aici. Păi intră să ajut. Dar nu-mi permite. Cred că a fugit pe peretele la exterior. A făcut o crăpăturică mică în perete și a ieșit ca un șoricel de rușine pe acolo. Hai mă, ce Dumnezeu. Dar de ce ar face asta, Raluca? Pentru că vede singura, asta este dovada clară a cât de bine se pricepe Nadina cu moda, cu styling-ul și cu orice, ai să fim serioși. Plus că este singura concurentă, ce mereu când intră ritace și găsește o scuză. N-o cuprinde, n-o mărește, nu-i aia, nu știu ce. Toate celelalte găsesc haine și își găsesc o posibilitate să se îmbrace pentru că, slavă Domnului, sunt destule haine acolo. Nadina are mereu o scuză, asta pentru că habar nu are despre nicio modă. Eu nu știu cum manipulează telespectatorii de acasă, pentru că prea mereu să pară o victimă de-a noastră. Mereu, mereu, mereu pară o victimă de-a noastră, că avem noi ceva cu ea, n-avem nimic cu ea. Doar că habar are despre modă. Blană, zero, nimic. Atât. Deci, vedeți, de-aia le trimit eu din când în când pe fete și le distrug ținutele. Da? Ca să demonstrăm asta. Ia uite, dragă, ce i-au nimerit-o piesele astea că-i vin. Așa. Stai un pic. Nu? Uite să spună, te rog, Eli Bentița. Da. Și cred că putem renunța și la asta, Nadina, că tu știi să foarte bine și fără. Și lasă-te doar cu topul negru. Să fii mai dramatică. Că n-ai nevoie de glășbea la asta, tu. Poți? Te ajut? Ai purtat și tu. Eu zic să pui plovărul înainte de bentiță. Nu, lasă. A, bine. La make-up nu e nimeni?
Acum vrei să schimbăm și make-up-ul? Las-o, rujul. Rujul, lasă-l rujul. Trebuie să-i dăm jos. Ce ruj vrei, Moris? Ce nuanță? Ce culoare? Negru glossy. Ce? Oh my God. Negru glossy. Cum negru? Păi... Ia uite o dragă, nici nu cred că avem ruj negru. Poftim? Nici nu cred că avem ruj negru. Cine mai poartă ruj negru? Dar creion de ochi aveți? Dermatograf, da. Păi, și atunci? Dar tiul avem negru? Da. Ia dăm niște tiul negru, te rog. Dramatic cu totul. Păi are ea, vezi că are o voaletă la chestia. Păi da, dar e prea mică. Stai puțin. Mică? E tropomicisima. Picolissima, picolissima. Picolissima, picolimicissima. Nu, tiul negru mi-ar trebui, dar n-avem, nu? O stai un pic să mă uit avem? Aici. Da. De la vreo fustă ceva. Mamă, la câte pele. Moris, am să te rog să te gândești și la o poveste, dacă tot ai făcut ținuta, văd că acum... Da, dar vezi, dacă eu, trebuia să am mai mult timp. Hai, lasă că... E, lasă. Te profesioniștii au nevoie de mai puțin timp. Concurentele, într-adevăr, de mai mult. Cam cât mai durează? 1 minut și 3 secunde. Cât ai spune gogoașă? Cu gem de caise. Nadinașu, ia să ții tu, mămică, gentița asta, uite așa. Uite așa, mamă, uite așa. E așa, gata. Faceam o gău. Faceam o gău. Gata? Da. Împreună în studio, hai. Când te întorci pe stilero, dai cu parfum de atracție magnero. Toți te admiră, te alintă perfect. Bravo, ai stil. Bravo, ai stil elegant sau ghetto. Stilul tău poartă ce stil de vedetă. Formele tale s-te pus pe copertă. Bravo, ai stil. E dependentă de priviri. Ai văzut-o pe la știri. În prima este dilată pupila. Fata criminală, flash and killer. Corina, de ce plângi? Sunt super impresionată. Doamne, Moris, te ador. Deci atât de mult patos și atât de multă... Doamne ferește, draga, asta am pânt, e nimic, e făcută în 3 secunde cu prima chestie pe umeraș. Da, știu, dar sunt super impresionată. Ce încerc să vă spun este că aveți suficiente lucruri acolo cu care să faceți, Doamne, chestii. Deci sunt super impresionată, da, îmi place super mult și mi se pare minunat și modul în care a făcut-o și tot ce m-am primit din puținul ăsta mi se pare extraordinar. Mersi, dragă, dar nu... Vai, n-am revoluționat nimic totuși. I know, dar... I-am arătat concurentei că se poate. I know. Despre asta este vorba. Da. Bineînțeles, ne-ar trebui ani de experiență ca să ajungem la ceea ce poate să facă Moris sau oricare dintre cei trei jurați. Noi nu ne așteptam la însă... Nadina să facă așa, chiar așa ceva, dar să facă ceva. Dar totuși, bine, hai să nu mai pierdem timpul, să vină în fața voastră și să spuneți ce aveți de spus, nu știu, despre cealaltă ție, despre asta. Te rog, Nadina. Stil când te-ntorci pe stilero, dai cu parfum de atracție magnero. Toți te admiră, te alintă perfect. Bravo, ai stil. Stil elegant sau ghetto. Stilul tău poartă ce stil de vedetă. Formele tale s-te pus pe copertă. Bravo, ice. Păi, ce să mai zic acum? Ți-a făcut Moris ținuta. Eu dacă veneai așa de la început pe o ținută din asta all black cu un gulere asta, mai ales că, uite, la Luca știe, eu folosesc gulere de blană. Tot timpul ai folosit. În jurul gâtului și fac niște chestii de astea, fac fatal și foarte drama. Dacă veneai din start așa, mă cucerai, dar... Pot să-l jurizez pe Moris, care este, din punctul meu de vedere, nu că e colegul meu, cel mai bun. Păi, da, Cătă, stai, mersi, dar eu nu asta am zis. Păi eu am încercat doar să-i arăt că se poate găsi într-o secundă cel puțin o piesă vestimentară cu care poți să faci ceva. Ai văzut, a luat fusta, nici nu știa că e fusta acolo. Păi m-a luat topul ăla pe care eu îl urăsc. Uite că nu-l mai urăsc. A desfăcut gulerul ăla care era, de fapt, e o haină. Ți-a pus-o la gât, ți-a făcut dintr-o bentiță ordinară, dintr-un material ordinar, ți-a făcut acea bentiță care arată splendid și aia e o geam. Ce? No comment. Dar nu, ți-am zis, nu pot să-mi jurizez colegul pe care... Da, ținuta de dinainte?
Nici măcar nu aveți ce să vorbim despre ziua dinainte. Păi aia este, aceea este cea pe care a făcut-o Nadina, de fapt. Dar dinainte nu există. Este denotă că nu face styling și că nu se pricepe la styling. Tu nu-ți faci singură ținutele niciodată în viața asta. Și sper ca publicul să vadă lucrul acesta. Ilinca, îmi pare rău, sincer, mă simt foarte prost pentru această situație. Nu ai ce să cauza bravo stil, Nadina. Era atât de asemănătoare ținuta cu care te-am trimis în Ritaci. Cum să nu te regăsești? Nu ne mai prosti! Nu voiam să mai spun nimic, Ilinca. Vă mulțumesc! Să ne înțelegem, Nadina. Asemenea performanță cum ai ținuta pe care o porți, nu mi-a așteptam din partea ta niciodată. Pentru că, într-adevăr, așa cum a spus și Cătălin Moris, este extraordinar. Dar tu nu-ți faci singură ținutele niciodată în viața asta. Și sper ca publicul să vadă lucrul acesta. Nu pot spune asta despre niciuna dintre colegele tale. Dar despre tine pot spune, pentru că la toate am văzut o scânteie cât de cât. Dar tu, în afară de faptul că manipulezi foarte bine masele și joci rolul acesta de victimă, fată din popor, etc., n-ai nicio legătură cu nimic din ce porți niciodată. Habar nu ai și în continuare vreau să repun placa pe care am pus-o pe vremuri la începuturile tale în competiție. Nu ai ce să cauza bravo stil, Nadina, îți spun sincer. Bun, calificative am să vă cer pentru ținuta cu care a ieșit Nadina din Ritaci Studio, evident. Cu această ocazie, oricum, vi s-a dovedit vouă că aveți suficiente lucruri Ritaci pentru ca să faceți ținute bune. N-ai stil, Nadina, deloc. Dar Nadina, țin înainte așa, tu ești pozitivă și te-am văzut că ai zâmbit chiar dacă știu că ți s-au dărâmat toate... Ceea ce înseamnă asta. Ceva. Deci tu fii ce? Pozitivă și sunt sigur că poți să faci și tu ținute bune. Mulțumesc. Spune-le indicativul celor de acasă, Nadina. Dragii mei, faceți ce vreți. Mulțumesc. Ok. Astăzi n-am indicativ. Stai o secundă, stați o secundă, stați așa puțin, nu vă grăbiți. Nu vreau să mai spun nimic, pentru că orice aș spune ar fi în defavoarea mea, adică totul se întoarce împotriva mea și nu vreau să spun nimic celor de acasă. Las pe jurați și pe cei de aici care consideră că au ceva de spus. Nu, ideea este că nu ar trebui să cauți scuze și pretexte în altă parte. Ideea este că ar trebui întotdeauna să te uiți în propria ta ogradă. Eu mă uit, Ilinca. Și ce îți dai seama? Mă uit și încerc să învăț și încerc să fac foarte multe lucruri, chiar dacă nu se observă și chiar dacă nimeni nu crede și nu mine și nu îmi dă absolut niciun credit. Eu spun probleme care eu mă confrunt. Bineînțeles că nu am cunoștințele lui Moris și bineînțeles că în spate se află foarte mult. Păi. Și chiar și dacă le-aș fi avut, cel mai probabil nu aș fi putut să port. Adică Nadina, nu ar fi caracterizat un astfel de outfit. Ținuta este cu minunat, care este tu ai intrat în Ritaci era o ținută tip interbelic, o ținută destul de apropiată cu cea care o porți acum. Nu ne mai aburi, foarte nu ne mai prosti. Punctat. Nu ne mai prosti. Așa cum s-a mai spus, nu am venit ieri cu barca și cu Pluta niciunul dintre noi. Îmi pare rău, sincer, mă simt foarte prost pentru această situație și... Care situație? Mi-ar plăcea... Care situație? Dar, Luca, aș putea să vorbesc și eu, te rog, din suflet. Care situație? Care păi da, dar vorbesc... te întrebăm, te simți păi prost da, pentru această situație. Care situație? Suntem 10 concurente și indiferent de ce se întâmplă, așa. Ok, că nu ne dați, că nu ne credeți, nu are importanță toate lucrurile astea, cred că totuși ar trebui să ne respectăm unii pe alții și nu să ne jignim și da, să ne umilim. Cu ce te-am jignit? Păi cu ce te-am jignit? Sau faptul că ți-am spus că sunt sigură, atât eu cât și colegii mei, că nu-ți faci ținutele tu? Și da, ai spus mai devreme că tu nu te regăsi într-o astfel de ținută. De ce să nu te cum adică nu te regăsești într-o astfel de ținută? Intrase și Ritaci cu astfel de ținută. Era atât de asemănătoare ținuta cu care te-am trimis în Ritaci. Cum să nu te regăsești? Se bat cap în cap. Tu ai venit cu o tocă care se purta în perioada interbelică, cu un gen de rochie cu talie foarte joasă care se purta în perioada interbelică. Eu ți-am conturat un fel de look, hai să spunem, vazi interbelic, da. Așa, mult mai pe seară, mult mai pe les années folles, exact. Paris anii 20 cumva. Exact. N-am avut timp. Că-ți trânteam un machiaj, fetiță, făceam niște situații. N-am avut timp. Asta a fost făcută în 2 minute. Nu cât aveți voi acolo, jumătate de oră, 40, 50 uneori. Dar interbelicul tău care ai venit, de ce se bate cap în cap cu interbelicul meu de les années folles? Exact. Dacă nu te regăsești. Dramatic. Acest lucru este foarte dramatic. Nu, mamă, Nadina, tu ai venit cu chestii la nivel de machiaj și cu ținute mult mai badabumice uneori, gândite de acasă. Deci ce voiai să spui, Nadina? Nu voiam să mai spun nimic, Ilinca. Vă mulțumesc. Ok, mulțumesc tare mult.
Bravo, ai stil când te-ntorci pe stilero. Dai cu parfum de atracție magnero. Toți te admire, talentă perfect. Bravo, ai stil.